care o vom petrece, sper, cât mai agreabil posibil. Vă urez deja bun venit și vă mulțumesc că sunteți cu noi. Vom avea și în această dimineață diferite tipuri de activități. Dimineață, în prima parte, vom asculta două conferințe, cei doi care deja s-au pus la masă. Veți vedea despre cine este vorba în curând. Apoi vom avea o pauză un pic mai lungă. Vom urca la bibliotecă, cei care doresc să urce la bibliotecă, și acolo voi explica câteva lucruri despre legendele care s-au construit în jurul acestei biblioteci. Vă voi arăta un pic fondul de carte de care dispune această bibliotecă. După ce vom reveni aici, vă vom arăta un film în limbă franceză făcut despre unde arată truda asumționiștilor pentru a constitui această bibliotecă, care în mare parte astăzi, bineînțeles, se află la Institutul Catolic din Paris. Așa, vom avea și lansarea acestei cărți, care este rezultatul conferințelor de anul trecut, când am sărbătorit 80 de ani de la înființarea Institutului Francez de Studii Bizantine la București. Era 8 mai 1938 și ne-am sărbătorit anul trecut în 5 mai 2018, cei 80 de ani. Și avem pe domnul Liviu Damian, profesor la Facultatea de Istorie din Universitatea București, care ne va vorbi. Vă voi vorbi și eu un pic, să vedeți cum s-a ajuns la rodul acestei cărți, pe care eu o găsesc interesant. Sper să o găsiți și dumneavoastră. Iar în partea a doua vom avea parte de alte trei conferințe, după care vom încheia așa cum se încheie la Asumțiune, de obicei, o manifestare de acest gen, cu o fraternitate. Vom avea pizza în abundență, vom avea băuturi de tot felul cât ne trebuie și ne vom revedea și cu alte ocazii frumoase. Pot să vă anunț deja, în particular pe cei care sunteți de prin București, de prin vecinătate, că pregătim o activitate iarăși așa mai culturală pentru încheierea activităților noastre pastorale din acest an, sărbătoarea Sfinților Petru și Paul, dar noi suntem Petru și Andrei. Așa cum o sărbătorim jumătate de sărbătoare și pe jumătatea aceea o să o sărbătorim cu o săptămână mai devreme. Adică pe 22 iunie vom avea o liturghie la capelă și vom avea un mini-concert de muzică clasică și apoi iarăși o agă păfrățească să încheiem cum se cuvine. Se sfințesc preoții la catedrală. Pe 22? 29. Ah, 22 e perfect. Pe 22, de asta l-am pus pe 22, ca să nu se combate evenimentele. Da. Dar până atunci, haideți să venim la activitățile noastre de astăzi. În primul rând, voi da cuvântul...